Crima a avut loc pe 14 iunie la 10:30. Bărbatul de 56 de ani, care s-a confruntat cu probleme de sănătate mai grave și a fost neputincios, a fost luat de soția sa până când a murit, a declarat sursa citată. După concluziile preliminare, s-a stabilit că moartea bărbatului a avut loc ca urmare a vătămărilor interne. Cazul a fost asumat de un procuror de la biroul procurorului atașat la curtea Sălaj, care, după probele administrate, stabilite, înființate că 14 iunie, în contextul neînțelegerilor, o femeie de 55 de ani și-a aplicat bărbatului mai multe pumni în piept și în zona abdominală, provocând răni interne, ceea ce a dus la moartea ei, a spus aici Sălaj, potrivit la ziare. Procurorul cauzei a dispus arestarea femeilor timp de 24 de ore, iar apoi instanța a dispus, la 16 iunie, arestarea preventivă, timp de 30 de zile, în ceea ce privește comiterea infracțiunii de violență în familie. GSP RO ce salariu lunar primește David Popovici? La fel de mult cât CS Dinamo plătește, pentru bani publici, despre noul fenomen în sportul român. Plaite, roșoc total. Putin a fost demascat. Anunțul de ultim moment în Germania este uimitor. Observatorors a investit 40.000 de euro, iar acum are un mare câștig. Horoscop la 21 iunie 2022. Practicile sunt destul de stresate și fără multitudinea de gânduri și îndoieli care se acumulează astăzi. News Pro TV, RO fotografii rare cu designerul Calvin Klein cu cel mai tânăr iubit cu 45 de fotografii în galerie. Portocaliu. Un șurub de 2 milioane de euro a intrat în peretele unei case. Cui aparține mașina și ceea ce spun martorii? Povești de publicitate care se vindecă. Laurențiu a avut 8 operații în coloană, până când a întâlnit neurochirurgul Tiberiu Maior și apoi lucrurile.